parlamentar, județean și local în fața dumneavoastră. Am avut și vom avea proiecte în comun de realizat și de rezvoltat. Dați-mi voie ca în numele Consiliului Județean să apreciez cu totul special modul de activitate pe care domnul primar, împreună cu Consiliul Local, dar nu în ultimul rând, împreună cu dumneavoastră și cu noi, facem ceea ce am promis în campania electorală. Vorbea de lucruri mărețe, realizabile, de proiecte finanțate. Probabil că domnul primar, atât de emoționat și cu atât de multe proiecte pe care le are în derulare, a uitat unul dintre cele mai importante proiecte pe care Schitul Golești le are. Este vorba de canalizare, este vorba de PNDL 2 și este vorba de mulți, mulți bani. Iată că noi trecem peste barierele politice și facem administrație. Este mai important ceea ce ne leagă decât ceea ce ne dezbină. Contați pe noi că suntem o echipă și la Consiliul Județean și la Consiliul Local și în Parlamentul României. Distracție plăcută, succes! În numele Consiliului Județean, vă rog să-mi permiteți Consiliul Local dumneavoastră, dar tuturor locuitorilor comunei Schitul Golești, în semn de respect pe care Consiliul Județean Argeș îl are pentru dumneavoastră, spun în numele Consiliului să-i mânez domnului primar o plachetă de excelență cu ocazia celei de-a 23-a ediții a Zilei Comunei, în semn de apreciere, de respect pentru, că, pentru conducătorii localității, dar și în egală măsură pentru dumneavoastră. Multă sănătate și bucurii! Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că n-am uitat să amintesc de canalizare. Am făcut-o la 12:30, dar am vrut să audă locuitorii comunei Schitul Golești că avem rețeaua de canalizare și din gura dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru cuvintele frumoase spuse la adresa instituției prefectului. Eu, uitându-mă pe cer, uitându-mă la dumneavoastră, cred că cel mai bine este să vă bucurați de orele care mai rămân de zi, să vă distrați de ziua comunei, să vă simțiți bine și să aveți posibilitatea să vă reuniți cu colegii ai dumneavoastră, cu cetățenii ai comunei Schitul Golești și de asemenea cu cei care sunt aici pe scenă alături de dumneavoastră, domnii senatori, deputați, primari, consilieri locali, consilieri județeni. Vă rog să permiteți să acord și eu domnului primar Consiliului Local o diplomă de excelență pentru activitatea depusă, pentru faptul că întreține, organizează și susține activitatea culturală-artistică a localității, că păstrează tradițiile argeșene aici, într-o localitate de referință a județului Argeș.